mai dau câte o caldă până emisari. Care e problema? Dar un lucru să știți dumneavoastră, domnul Mădălinescu. Domne, se vorbește de acest partid de dreapta. Se vorbește de reformă materială și reformă morală și spirituală a României. Se vorbește de 17 ani de asta, nu? Se vorbește de un partid de dreapta. Eu când spuneam acum 2 ani dreapta, n-avea nimeni voie, curaj să spună, pronunțe dreapta în România, din oamenii politici. Acum, pentru că e un culoar de dreapta și pentru că sunt interese politice, europene, pentru partide de dreapta, au început să meargă spre dreapta. Tăriceanu face parte de dreapta, Coaliția Dreptei, vine nu știu ăsta, cu cine face Torojanu, face cu Gușe, cu Miluț și cu Constantinescu. Vine ăsta, cum îl cheamă, Sorojan, care acum 2 săptămâni, domne, e expus PNG-ul, dar acum cred că l-a certat Băsescu și a zis, băi, stai cu minte, mă, de unde dai cu declarațiile astea? Știi tu cu cine fac eu partidul dreapta? Că tot Băsescu îți face dreapta. Cu la ordinul lui sunt. Da, vedeți o fuziune între PD și... Stai puțin. Așa. Stai puțin. Nu văd. O să spun ce văd. Ce nu văd, ce văd, o să vezi ce văd. Că o să vezi cum o să fie. Eu spun cum trebuie să fie. Și... Dom'le, facem un partid de dreapta. În țara românească, un partid de dreapta, o construcție de dreapta nu se poate face decât de un partid creștin-democrat. Pentru că în România, până la această oră, au fost oameni de stânga înregimentați. Vezi, doamne, spre dreapta vor să ducă. Acum au fost oameni de dreapta înregimentați la stânga. Acei gospodari din comune, care sunt de fapt primari PSD, cu tare, că i-a ales pe toți. Dar sunt oameni de dreapta. Ei sunt regimentați ca și au s-au uitat la PSD, dar ei sunt oameni de dreapta, nu știu. Dar ei trăiesc ca oameni de dreapta. Dar ei nu sunt regimentați la PSD politic. Pentru că nu se știe încă ce înseamnă dreapta, ce înseamnă stânga în România. Dar acum a venit momentul adevărului că trebuie să se facă distinție între dreapta bun, și stânga. Stai bun, așa. Stai puțin. În România, dreapta românească nu poate fi construită decât de un lider puternic de dreapta care trăiește, simte ca dreapta și dă mesaje de dreapta. Ăsta e Traian Băsescu? Stai puțin. Ca să fii un lider de dreapta și să faci o politică, să imprimi, să faci reformă morală în România, pentru că reforma morală se face numai până dreapta, nu se poate face până stânga, că stânga e cu dreapta. Ca să faci asta, o să dureze câțiva ani, pentru că nu putem să facem reformă morală peste noapte. Dar un mesaj îl poate da un lider autentic de dreapta, care simte și care, ca să poată să fie înțeles mesajul de dreapta, trebuie să fie de un om care trăiește dreapta și care simte ca dreapta, și atunci, ca să poată să fie înțeles de subalternii de partid și până la ultimul român. Cine e acest lider? Nu există în România, la ora asta, politician decât Becali. Dar ați spus că trebuie să fie mai bun decât dumneavoastră. La ce am spus că e mai bun? Zici, domnule, e mai bun, uite, mă sună, nu știu ce, face, pac. Un om. Om bun. Asta nu înseamnă că este un om autentic de dreapta. Așa i-a dictat interes. Nu. La un moment dat. Nu. Nu. Stai puțin. Nu se poate, am spus că nu se poate face decât într-un partid creștin-democrat. Deci fără elementul creștin nu poți construi în România un partid de dreapta. Ați vrea ca PNG-ul să fuzioneze cu PD-ul? Stai puțin, eu spun niște lucruri foarte interesante aici, care trebuie să înțeleagă și toți politicienii. Telespectatorii le vor aprecia sau nu? Pot face un partid de dreapta, nu zic că numai Becali. Eu mă refer la ce e pe scena politică românească la ora asta, nu poate decât Becali, pentru singurul lider politic la ora asta, care poate transmite mesaje de dreapta, să fie înțelese de conducători și de oameni, este Becali la ora asta. Adică elementul creștin. Cu elementul creștin nu există moralitate fără elementul creștin în România, pentru că România e o țară creștină.